Incendiul uriaș a izbucnit la fostul restaurant Zahana, aflat în cartierul Tudor Vladimirescu din Pitești, chiar în zona bazinului din municipiu, duminică după amiaza. După apelul la 112 la fața locului au fost mobilizate 3 autospeciale, o autoscară și ambulanța Smurt. La sosirea pompierilor ardea generalizat pe aproximativ 400 de metri pătrați. Fumul putea fi observat de la câțiva kilometri. Imediat au fost suplimentate forțe de intervenție cu încă o autospecială, o autoscară și o barcă cu o motopompă. Pentru că fumul gros inundase zona, traficul a fost blocat. Din cauza riscului de prăbușire a clădirii, s-a acționat din barcă folosind o motopompă. Pentru stingerea incendiului au fost mobilizați peste 30 de pompieri din rutele de serviciu de la detașamentele Pitești, Bradu și Mioveni. În sprijinul lor au venit peste 10 pompieri din timpul liber ca să ajute. Spre seară, incendiul nu era declarat lichidat, la fața locului rămânând în supraveghere pe timpul nopții un echipaj cu autospecială pentru eventuale focare. Incendiul a fost lichidat la ora 6:30 luni dimineața. Cauza rămâne în curs de stabilire.